M-ați invitat. Rezultatele elevilor la cursurile de evaluare națională, examenul de evaluare națională și bacalaureat din anul școlar 2023-2024 au fost bune în ansamblu. Începem cu evaluarea națională pentru absolvenții clasei a 8-a, care s-a desfășurat în perioada 25 iunie-9 iulie, conform ordinului Ministrului Educației numărul 6155-2023. Conform situației centralizate, am avut un număr de 3650 de absolvenți ai clasei a 8-a, care au fost înscriși în vederea susținerii examenului, organizat în 87 de centre de examen. O absolventă a clasei a 8-a de la Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani, care a obținut premiul întâi la Olimpiada de Limba și Literatura Română, etapa națională, a solicitat înscrierea în clasa a 9-a fără a susține examenul de evaluare națională, în baza Ordinului Ministrului Educației numărul 3939 din 2024. Timpul de redactare a lucrărilor la acest examen a fost de 120 de minute, calculat după completarea casei de identificare. În anul școlar 2023-2024, activitățile din cadrul examenului de evaluare națională s-au realizat utilizând platforma dedicată evaluării digitalizate. Rezultatele inițiale au fost afișate în data de 3 iulie 2024, contestațiile au putut fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice în zilele de 3 iulie, în intervalul 16-19 și 4 iulie, intervalul 8-12. Rezultatele finale au fost publicate în data de 9 iulie 2024 și sunt sintetizate astea. Din 3650 de candidați au fost prezenți 3461, absenți 1189, număr elevi promovați 2272, un procent de 65,6%, număr elevi cu medii sub 5, 1189, un procent de 34,4%, elevi cu media 10, 0. Comunicarea rezultatelor obținute s-a făcut anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților, atât în centrele de examen, cât și pe pagina de internet. Rata de participare în sesiunea 2024 a examenului a fost de 94,8%, 3461 de absolvenți, prezenți în totalul de 3650 de înscriși. Nu au fost elevi eliminați. Rezultatele la disciplina Limba și Literatura Română, cum am spus, 3650 prezenți, 3472 înscriși, 3472 prezenți, 178 absenți, 2493 cu note peste 5, un procent de 71,8%, număr elevi cu note sub 5, 979, un procent de 28,2%, elevi cu note de 10, 2. La matematică, din 3650 de elevi înscriși, 3466 prezenți, 184 absenți, cu note peste 5, 2064, un procent de 59,5%, sub 5, 1402, un procent de 40,5%, elevi cu note de 10, 12. La examenul de bacalaureat, în perioada 17 iunie-12 iulie 2024, conform Ordinului de Ministru 6156 din 2023. Probele scrise din prima sesiune a examenului național de bacalaureat, sesiune iunie-iulie 2024, s-au desfășurat în perioada 1-5 iulie 2024, în 9 centre de examen, conform calendarului. Timpul de redactare a lucrărilor a fost de 180 de minute. În sesiunile anului 2024, activitățile din cadrul examenului național de bacalaureat, ca și la evaluarea națională, s-au realizat utilizând platforma dedicată evaluării digitalizate. Rezultatele inițiale au fost afișate în data de 8 iulie 2024. Contestații au putut fi depuse în centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice. În aceeași dată, în intervalul ora 12-18 și iar rezultatele finale au fost publicate pe 12 iulie 2024. Comunicarea rezultatelor s-a făcut din nou anonimizat.
Rata de participare pentru promoția curentă în sesiunea iunie-iulie 2024 a examenului de bacalaureat a fost de 97,69%, 2.496 de absolvenți ai claselor a 12-a, a 13-a din totalul absolvenților înscriși de 2.555. Rata de participare cumulată, promoție curentă plus promoția anterioară, a fost de 97,17%, 2.711 absolvenți ai claselor a 12-a, 13-a prezenți din totalul de 2.790 înscriși. Nu au existat candidați eliminați. Rezultatele obținute la examenul de bacalaureat din promoția curentă, într-un total de 2.555 de candidați, 2.496 prezenți, absenți 59, respinși 501, din care cu medii mai mici de 5, 455, între 5 și 599, 46, număr candidați reușiți 1995, un procent de 79,93%, cu media 10, 2 candidați. Din promoția curentă și promoții anterioare, dintr-un total de 2790 de candidați, 2711 prezenți, 79 absenți, respins 626, medii mai mici de 5, 537, între 5 și 599, 89, număr candidați reușiți, 2085, un procent de 76,91%, la fel cum e de a 10, 2 candidați. Vă mulțumesc. Deci, rog, ministru, la nivelul țară, cu rezultatele pe care le-am avut acum? Suntem în creștere față de anul trecut. Da. Asta vreau să evidențiez. Suntem în creștere. La examenul de bacalaureat avem o creștere, iar la examenul de evaluare națională ne situăm ca anul trecut. Numai că rezultatele pe ansamblu la aceste examene, față de anul trecut, au fost mai scăzute la nivel de țară. Mulțumim frumos!